Începem să facem blatul și punem 7 și ce faci? Ouă. Regina Maria. Așa. Stai să-mi pun și un bol care să pun în coșul. Deci avem ouă. Uite că avem unul și de curcan, așa? Da. Asta e de curcan. Dar care crezi tu că e de curcan? Asta. Nu. Cum e de găină. De găină. Dacă spun. Că e bistruiat. Da. Așa să crezi tu. Uite, ăsta e de curcan. Mami, 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 avem. Câte ouă sub 7, nu? 7 am zis că pun. Nu trebuie să fie blatul așa gros. Da. Niciodată n-am pus la prăjitură undeva ou de curcă. Niciodată. Dar ce altă? Dar e ca de găină. Dar n-are nimică. De curcan. Da. Niciodată n-am făcut prăjitură cu așa ceva. Care curcanii vin... Dar câte am pus acum? Una, două, trei, patru, cinci. Curcanii vin din... Una, America. Două, trei, patru. Patru am pus. Unu, doi, trei, patru. Da, da. Mai femeie, dar e mai mult al gălbănuș aici. Vei? Dar dacă aici sunt atâtea? Una, normal, două, atâtea pus. Trei, patru. Patru am pus. Acum ce cu un ou, mai mult sau mai puțin? Patru. Patru. Cinci. Deci am 7 ouă. 7 ouă am pus acolo și unul de curcan. Da. Între alea 7. Da. Deci 6 de găină și unul de curcan. Da. Deci de curcan nu mai ai, nu? Nu mai am. Gata. Da. Acum trebuie să mă duc dincolo ca să le bat. Da, sigur, poți să le bați liniștită. Pus și un pic de sare. Și acum se mixează cu mixerul. Așa, până ce-l scoatem din sertar, până ce-l băgăm în priză, până ce-i dăm drum. Cum a zis atunci. Eu, parcă nu mi tătun așa, să pun toate ca la parte. Da, uite că se dă și drumul. Eu o pun totodată. 7. 7 linguri de zahăr pentru 7 ouă. Le-am pus și le-am făcut și gata. Dar am bătut bine albușul. Și să știți că eu nu pun praf de copt la așa ceva. Nu pun praf de copt. Deci am bătut albușul până devine el sticlos, așa, o culoare foarte albă și e așa mai strălucitor. Vedeți? Acum o să bat și gălbănușul ăsta puțin, dar aici pun un pic de zahăr, că am pus acolo suficient de zahăr. Și ca să nu-l bat
fără zahăr chiar nimic, atunci pun și aici două linguri de zahăr. Ui, din asta de la Dr. Oetker. Dr. Oetker. O lingură, două. Să miroase blatul frumos. Facem așa să nu zboare zahărul peste tot. Acum vreau să pun o singură lingură de ulei. Nu două, nu trei, o lingură de ulei. Și atunci devine mai pufos, mai atât. Ce, Natalia? Vrei și tu? Dacă mi-l primești. Da. Vrei spumă din asta? Stai să iau lingură. Să stau. Vrei așa? Sau pun și... Stai, să fac și aici. Să zice ce bun e așa. Ține-i mânuță. Da, așa. E bun? Mhm. Da? Mai vrei? Că eu încep să pun aici, așa tu nu o să mai ai. Eu vreau numai spumă. Numai spumă. Aoleu, cât nu mai... Stai, face și ea blăcintă. Să facem aici ce trebuie. Uite. Așa. Acum, introducem asta. Aici. Data trecută când am făcut tortul ăla alb cu negru, cu cacao. Atunci era Natalia foarte agitată și eu m-am grăbit repede ca să putem să filmăm și am lăsat aici cam mult gălbănuș și o doamnă a zis, cumpără la maică ta o paletă din aia care era de bine. Da, am două, nu una. Cred că am mai arătat. Da, le-ai arătat. Nu, și am, da. Să iau lingura, să pun făină. Natalia, ce faci? Punem șapte linguri de făină. Una. Așa făceam două, și eu când eram mică. Când se întorcea cu trei, spatele, mami sau bunica mea furam cu lingura. Patru. Șase. Șapte. Dar bunica mea zice că aveau la țară câte două vaci și sâmbătă așa făcea și ea, săraca, prăjituri. Și au făcut prăjitură din aia întinsă cu brânză. Și bine, aveau ei copiii ce să mânce, dar nu era cine să umble după ei să le pună ou și zahăr și mai câte o lămâie răzălită și așa. Și lor le plăcea ce era acolo. Și când au pus pe pătură ca să brânza, ca să, nu, să pună acolo paluat, au venit în spatele ei și cum ea punea ăsta în spatele lor și nu m-a mâncat. Și când s-o întors, bunică mea, știi când a mai fost pe pătură, numai unde jună cât un bruș din ăla. Și ea s-a nerva și a luat-o, l-a strâns, când i-o tras cu aluatul ăla în cap, l-a n-a mâncat. Da, așa se întâmplă. Aici e făină, acum să știi. E făină, Natalia. Dar e mai bună așa cu făină. O înțeles. O înțeles și-o pus lingurița acolo. Da. Fac așa să fie mai, să nu se lase. Da. Mai ușor.
N-am specificat că bunica mea o singură fată a avut, numai pe mama mea a avut, nu a avut alți copii. Dar ea între frați a fost cea mai mare. Și au fost 8 frați. Și ea a fost cea mai mare, cum zic, și un frate, dar ei au fost ăla care. Și bunica mea era tânără, cine știe, 15-16 ani. O fi avut când s-a pus ea să facă prăjitură. Și ăsta n-a lăsat-o în pace, frate. Ca să fim lămuriți ce povestesc. Și eu dat ea dacă... Dacă eu trebuie brânză, nu? Da, s-a pus sub masă. Miki s-a pus sub masă. Nu mai poate de cald, Miki. Apoi dacă e faita lui din aia de la Polul Nord? Da. Cine e de vină? Natalia? Natalia? Să nu speri așa pe el, că se sperie. Lasă-l, dă-i pace, mamă. Dă-i pace. Că nu mai poate de cald. Acum n-am mai lăsat un ou, jumătate am lăsat. Acum, dofi. Eu nu stau bine cu răbdarea, baș, să-l curăstă. Nu trebuie să iasă foaia asta așa groasă, că de-aia numai atâta ou am pus. Că vreau să fie foița asta mai subțire. Nu știu când. Dar o să fac într-o zi doboș. Dar foițile alea chiar că trebuie poate numai 3 ouă sau 4. Chiar vreau să faci doboș. O să fac, dar nu știu când. Că alea sunt mai migheloase, că sunt foile alea așa de subțiri. Da. Și trebuie să ai răbdare până le coci și Natalia nu prea ne lasă în pace. Deci noi depindem de Natalia, să știți. Până ce vine tatăsul. Mai un pic o să vină băiatul meu acasă. Cu ajutorul lui tatăl ceresc să-l aducă în pace. O să vină acasă, tati, și o să avem tititul. Da, vine acasă, tititul. Și tati, cu tititul, cu tăt. Da. Vine și tati. Acum, cum să fac eu aici? Eu fac așa cum știu. Mami, e de tati. Da, da, vine tati cu tititul. Vine tati cu tititul. Mami, băgăm la cuptor. Tati. Încă nu. Mami, hai nu tati. Da. Tati. O să vină tati, mami, o să vină. Mai un pic. Noi punem la cuptor acum, nu? Da. Alo! Alo! Da, stai eu. Natalia. Natalia, închizi becul. Închizi becul. Să vede. Facem blatul de albuș cu nucă. Cu nucă, da. Și nuca e 450 de grame, am cântărit-o. Dar eu, știți că eu nu am treabă cu cântăritul. Da. Eu am făcut așa. Două cânt din aștia. Încet, Natalia, să nu te faci. Vedeți? Asta e măsura mea. Eu așa am pus. Două cânt din aștia. Acum nora mea o cântărit. Mă înțelegeți? Am două cânt din aștia. Nu, două căni au fost. Numai că un pic am și măcinat, așa mărunt, mărunt, ca să facă bine... să facă priză. Da. Dar sunt două căni.
Deci aici sunt 450 de grame. Ca să știți. Ok. Dar eu n-am treabă cu gramele. Eu două cândamele. Două când. Da, și două linguri. Asta e. Cu lingul și cu cărnile. Ce se mai mă omor atâta să cântăresc? Când eu iau două cărni și gata. Dacă pișcotul e gata, primul. Acum urmează ăsta la... Da, aici o să pun, aici am pus 7 albușe, dar aici acum o să pun 10 albușe, că mi-e frică că dacă pun nucă, nu crește așa și se lasă și atunci n-am făcut nimic, trebuie să iasă blatul mai pufos. Da. Și acum să-mi pun eu gălbenușul în ceva, ăsta e prea mare. Așa, separăm ouă. Da. Uite ce coajă subțire, n-au avut calciu găina. Da, săracă găină. O, săracă găinuță. N-au avut suficient calciu. Da. Uite ce ouă mic. N-am eu dreptate să pun 10. Ei, moșule, moșule, mai pus tu mie și gălbănușurile astea. Moșule, moșule, nu au avut găinile tale calciu. Astăzi l-am căutat. L-am căutat astăzi și nu l-am găsit, să știți. Păi este când vine, este când nu. Adică nu că n-am avut eu acasă ouă. Două am pus până acum. Pe săracii oameni, îți dai seama pe căldura asta să vină să stea pe piață. Nu e ușor, mai ales dacă prinzi masă la umbră, că e bine. 4. Ești domn, dar dacă prinzi masă la soare, e foarte greu. Pentru un om bătrân. Da. Cinci, șase. 7, amândoi să spart. Nu. 6. Păi, stai seama că săraca găinuță nu a avut calciu, nu i-a dat bătrânul. 6. Tărâță destulă să facă calciu. 7. 7. Și apă. 7. 8. Ce, n-a fost coaja aia bună? No. Dar chiar că uite să spargă așa de ușor și coaja e subțire. 10. Cred că ceva nu a fost în regulă cu găinile la moșul. Da. Sunt bătrânite ca el. Cine știe? Nu se știe. Care să-i spun? Te-am așteptat și n-ai venit. Mm-hmm. Să-i spui la moșul săracul. Ah, păi și el vine când poate, nu poate el în fiecare zi. Da. Una. În tot caz, au fost două. Două, da. Da? Mai pun. Și mai pun una. Rupe, că se poate rupe. Nu trebuie neapărat cu cuțitul, cum faci? Nu știu. Două. Trei. Patru. Cinci. Șase. Șapte. Aproape 8, nu? Păi 10 ouă au fost, știi? Și trebuia.
10 linguri de zahăr trebuia, dar păi au fost 8. Acum cum a... Și așa nu le place la fetele astea dulce tare. Albușul e bătut foarte bine și punem 2 linguri de cacao. Să fie mai frumos. Și acum îl mixez. Îl mai mixez un pic. Facem așa să nu se facă praf. Pe aici. Vedeți cum s-o lăsa dacă am pus cacao? Da, să lasă, e normal. No, eu musai să pun praf de copt aici. Ok. Un plic? Da. Deci un plic de praf de copt se pune? Da, da, musai. Musai, că se lasă. De încolo n-am pus niciun pic de praf de copt. Dar aici musai să pui, ori vrei, ori nu vrei. E blatul așa frumos. Păi da, trebuie neapărat. Punem și un pic de ulei. O lingură, nu un pic. O lingură de ulei. Are micuța noastră, da? Da. Și mai punem și făină. 3 linguri deja. 4. 5. 6. 7. 7 linguri. Și acum punem nuca. Așa, se pun de rând. Punem tavă și după aia la cuptor. Natalia nu reușește la joc cu ei. Natalia, care e problema ta? Ca mea îi. Deci o să iasă o plăcintă super. Iar nu reușește. Miau. Na, acum ați văzut pas cu pas. Ați văzut ce bine a fost bătut albușul?
Și dacă am pus cacao, imediat s-a făcut capa. Acum avem noroc, am pus praful de cop și am pus făină. Așa. E drept, oare? Da. Tot la 200. Acum facem crema. Punem o cană de zahăr. Natalia. O cană de zahăr și o cană de apă. 200 de grame de zahăr. Și 250 de mililitri de apă. Așa e? Da. Dacă tu zici. Ai văzut și cu nuca. Eu da. Știu două cări. Da. Nu că aș fi eu chiar așa de... Dar așa îmi place. Așa, punem la fiert. Da, și uitați ce face Natalia cu făina. Vrea să facă și a plăcintă. Așa e, Natalia? Aha. Cui faci prăjitură? La bunii. Nu. Da, la cine? La tati. Da? Te pregătești pe când vine el acasă? Da. Wow. Da, la tati. Da, la tati tău. Deci, blatul cu cacao și nucă e gata. O, ieși super. Cred că ieși fain. Bine, nu ieși ca asta. No, bine, acolo e altceva. Dar dacă stăm să socotim, aia e mai gustoasă ca asta. Normal. Normal că aia cu nucă e mai gustoasă. Astea sunt de la nucă, cum o intrea nucă, găurile astea. Și asta... Uite așa. Deja fierbe acolo apa cu zahărul. Hai să dau drumul și la vădă. Punem și cacao. Când fierbe. Știi că acum se ridică sus? Da. Interesant, e și cacao asta. Ai văzut? Uitați cum fierbe. Acum e foarte subțire. Și când începe să se mai îngroașă un pic, trebuie la foc mic. Că dacă lăsați mai tare, arde. Și atunci când faci așa, trebuie să fie lăsat în jos, să aibă așa o textură care merge în jos, așa. Ca lanțul. Ca lanțul. Ca un țurțure. Da. Acum încă nu-i. Mai trebuie lăsat să fie asta. Da. Dar trebuie la foc mic. Trebuie lăsat până ce se îngroașă, se încheagă. Da. Încă nu-i gata. Acum e gata, a început să se îngroașă, s-a îngroșat și acum lasă, cum am spus eu, lanța, așa. Uitați, stați să vedeți. Uite, firul ăsta care se lasă în jos, așa. Vedeți?
Da, așa trebuie. Vezi? Acum e gata. Uite. Uite, vezi? Ok. Acum e gata. Acum punem un... adăuntul, să pun aici, Angie. Aici e 200 de grame de unt. Punem tătuntul. Deci crema asta o fac acum lui doamna Bercuș, care am spus că n-am avut voie să bat cu lingura tortul ăla care l-am făcut. Tu mai ți-l minte, Angie, tortul ăla? Da. De care tort a fost? Ăla negru. Cu nucă, mă. Cu nucă, da. Știi că am pus nucă cu ciocolată la fier. Și nucă, da. Am pus nucă la fier cu apă și cu cacao. Da, da, da. Și atunci crema asta am făcut-o pentru tortul ăla, știi? Mamă, ce bun a fost tortul ăla. Așa mi l-a plăcut, că îmi venea să mai mâncă felie. Păi, a fost aroma aia de la nucă care o fierte, da, în zahăr cu cacao. Da, chiar super a fost, da. S-a răcit ciocolata noastră. Aici mai are un unt. Da. Știți că are un unt. Și acum pun al doilea unt, să fie cremă multă. Deci așa se făcea cremele înainte. Da. Asta e o rețetă de la bătrânica aia care am spus că o trăi 95 de ani. Doamna Bercuș. O pun toată, că poate pun și în cremă ceva. Că e o frișcă, vreau să pun deasupra, dar poate pun și un pic în... Asta e de jumătate de litru. Da. Așa-i? Da. Jumătate de kilogram. Da, 500. Unde scrie 500? 500 aici. Mililitri. Asta vreau să pun frișcă. Și frișca asta, nu știu unde e cutia, că o aruncat-o, am zis, stați cu ea. Asta? Asta, da. Frișca asta e cutia asta. Și acum asta de aici e asta. Asta are altă textură, ca o cremă. Da. Și asta vreau să o introduc aici, în ciocolată. Și asta o să o pun deasupra. M-ați înțeles? No, așa vreau să fac. Asta o punem aici. Deci asta e o frișcă pudră. Foarte, foarte faină. E pudră și cu o cană de lapte să mixează. Da. Ok. Nu o cană, mai puțin o cană. Mai puțin, da. Să fie așa o textură tare. Da. Uite ce faină e. Super. Și vă spun de ce pun frișca asta. La Ange nu-i place dulce. Și-o zis că e prea dulce ciocolata asta pentru ea. Și atunci am zis, las că pun frișca asta. Poate o face să nu fie așa dulce. Zici că e mătasă. Foarte fain. Și
Cine știe ce gustoasă o fi. Guste, Angie, să vezi. Când pui acolo, atunci o să gust. Acum, știi ce? Nu-i dulce sau nu-i dulce? Cum îi, așa rămâne. Așa o pui. Așa, gata, că nu mai pot. Mă doare mâna. Așa. Mă vreau și să însiropez. Însiropăm prima dată. Aici am pus, să nu vă las ca să nu știți, am pus un pic de sirop. Siropul ăla care am pus cireșe cu vișine și lapte. Să nu fie numai sirop ca să fie dulce tare. Mă înțelegeți? Că la Angie nu-i place dulce tare. Am mai spus eu odată că așa am auzit, deci nu știu, că cui nu-i place dulce tare înseamnă că le place să fie. Aiure, asta e o prostie. Nu e adevărat. Eu așa mă asta e. No, astea-s vorbe de la... De la cine? Alți oameni care... Am glumit și eu. N-am voie dar să... Dar nu e adevărat asta. Dar eu aveam un unchi, fratele al lui bunica mea. Și... Când vinea la noi, zicea, dă și mie o bomboană la copii. Deci mie și la sora mea, dă și mie o bomboană. Și, dar lui îi plăcea așa să bea. Nu era el bețăvan, dar... Și zicea bunica mea, da, eu așa știu că bețăvanii ăștia nu mâncă dulce. Da. Na, fac la nepoata mea un tort minunat. Ați văzut ce cremă faină am făcut? Super! Super! Zic eu că e destul. Atunci o punem în frigider. Și dacă acum e așa crema, când e în frigider, e mai faină. Când e prea dulce, mă ia greață. Nu știu de ce. E prea dulce. De fapt, ție nu-ți place nici brânza dulce dacă e până acolo. Așa ești tu, așa e. Așa te-ai născut cu treaba asta. Acum că eu mă iau de tine că nu-ți place dulce, mai glumesc. Știu că când eram mică, o vecină de-a mea lua șerbet, știi? Da, erau la alimentări șerbet. Și n-am zis, hai să iau și eu, știi? Să văd cum e, că nu, e prima dată când... Și m-am luat un borcan cu aromă de căpșune. Mamă, ce dulce a fost! De atunci, poate mai... Deci nu m-a trebuit-o. Chiar nu m-a trebuit-o de fel. Am numai gustat-o. Că, nu, m-a făcut poftă, că tot șerbet, că vrea să-și iei șerbet, că îi place șerbetul. Și am zis că, nu, hai să iau și eu să văd că... Tot o spus de șerbet. Era cu gust de banane și de căpșuni. Și am luat de căpșuni. Dar nu... Deci când am gustat-o, deci nu, parcă m-o vin să scot afară din gură. Asta e, fiecare e altfel. Știu și eu de șerbetul ăla, uite că nu prinde. Nu, acolo nu prinde. Da, nu o las eu așa. Și știu că noi luam de ciocolată. De ciocolată, nu, n-am prins. Era de căpșuni sau de smeură, nu. Smeură, ciocolată, vanilie. Era...
Asta trebuia înmuiată mai de timp, dar nu e nicio problemă că să muie așa aici. Aici e nuca. Da, la țară făceau și torte și din astea, dar mai rar. Dar plăcinta cu mac, cu nucă, coardă, asta era mâncarea lor preferată. Prăjitura. Prăjitura lor. Ei asta făceau. Nu m-a deloc vedea că face. Uite-i mesul muiat, uite. Da. S-a muiat. S-a muiat. Probabil că aveau nuci, aveau la discreție macul și făceau. Mac, nucă. Da, bunica mea știu că avea mac în spate, la grădină. Chiar în spate, ultima, acolo punea ea macul. Și zicea în fundul grădinii. Mm-hmm, da. Așa zicea. Știu. Și, da, mult avea mac. Cât e un sac. Așa, un săculeț până la 30 de kilograme, dacă nu și mai mult de 30 de kilograme. Nu știu, parcă alte vremuri. Și atunci eu o ajutam ca să tai cu cuțitul căciuliile alea care ținea macul. Așa se spunea, da, căciulie. Da, cu cuțitul să tăiem. Da, cu cuțitul și goleam. Și atunci când terminam, Îl spăla, ăsta nu? Dar de ce? Nu trebuia spăla. Îl spăla, fiindcă lăsa căciuliile alea, lăsa... A, știu, niște coji. Da, cojile alea. Da, și știu. Atunci pe apă le strângea așa frumos. Aha. Și macul stătea jos, acolo. Numai deasupra, pe apă, era alea. Atunci le lua. Și după aia lua macul, îl scotea și îl întindea pe masă, da, masă din aia lungă, poate două mese sau trei, punea una lângă alta și era lungă masa aia și punea, nu știu ce punea, că nu vreau să mint, o față de masă așa lungă sau ce punea și punea macul deasupra și lăsa la soare și se usca. Și atunci tătă iarna avea mac. Uitați ce bine arată. Foarte frumos. Poate apucă și Daci să mânce din tortul ăsta? Da, o să apucem. Dacă mai rămâne până atunci. Nu, nu mai rămâne. Dar îi lăsăm. Chiar dacă... Nu vrea să rămână, îi pune deoparte. Noi îi punem la congelator. Alte vremuri erau înainte. Nu știu de ce, dar parcă atunci era mai frumos. Da, era acum. Mai frumos. Chiar mă plăcut și mie. Da, sigur spun că parcă era mai frumos. Și copilăria, ne jucam, ne... Da, acum... Da, ieșeau copii în stradă, se adunau, se jucau. Și bătrânii ieșeau afară la stradă, pe scaunele alea mici, stăteau și vorbeau. Bancă sau pe bancă, da. Dar la noi fiecare își ducea un scaun, știi? Scaunel, de ne-am. Scaunel sau scaun și stăteau la vorbă. Banca, femeile bătrâne sau... Era bancă afară pe stradă. Știu. Și când tricea cineva, nu-i musai să fie fost vecin. Deci, tot în sat acolo și se cunoștea. Da. Și atunci când tricea cineva, saluta. Și
zicea, să zic eu, bună seara. Și dacă zicea bună seara, zicea, mulțumim dumitale. Și, nu, bună ziua, bună dimineața, cum saluta. Și am auzit pe cineva cu povestit că o venit de la țară, noi în Arad, în oraș. Și el, săracul, avea, zice că avea vreo 20 de ani, cam așa. S-a coborât din tren la gară și de la gară până când a ajuns la destinație, el tot o saluta pe toată lumea. Iar nu a crezut că trebuie să salute lumea. Deci eu aici nu mai pot să pun frișca, că e prea moale. Da. E prea moale și eu ar trebui să pun în frigider. Și atunci. Și atunci să... Da. Să pun frișca, că n-am cum. Serios. Deci îmi pare rău, vă arăt mai încolo, peste vreo oră. Da, bine, peste vreo oră o să mai da, filmez. Vă arăt okay. Cum o tai și cum ar fi. Și o saluta pe toată lumea de la gară până acolo. Te bună ziua, zis la toată lumea. Acum punem frișca deasupra, decorăm. A fost la frigider un pic. Noi o să vedem cum facem. Nu. Păi, nu și aici trebuie. Și aici trebuie un pic. O să o fac eu și aici deasupra, numai acum. Până o tencuiești, cum să zici. Apoi, cum să zice eu, bucătar și ospătar nu mi se. Și nici... Zidar. Cofetar. Și nici cofetar. Da. Cum se zice, nimerește o umbrăilea. Da. Fac eu cumva să iasă bine. Mai ai maltor acolo. Mai am, destul. Vezi că aici nu-i dreaptă și eu iau de acolo și pun aici. Ok. Asta e o prăjitură foarte bună, să știți. De bună, știu că e bună. Numai eu v-am spus că nu mi-s așa expertă în ornamente. Asta e problema mea. Că eu nu știu să ornamentez. Da, pe acum nu, nu toată lumea perfectă. Da, știi cum e. Bun să fie, po, dacă... Da. Gustos să fie și bun și să ne placă. Că mai este câteodată când merg la cofetărie și le vezi atât de frumoase și când să le mănci... Nu-s bune. Zici că nu știu ce-s.
Poate că ai și întâlnit. Eu. Ba, am pățit și eu așa. Și eu am pățit așa. Am văzut, vai, ce fain arată. Zic, no, asta o fi bună. Când să mănc? Cu brânză dulce. Fix ce nu-mi place mie. Păi nu că nu a fost bună, dar nu a fost pe placul tău. Da. Aia e altceva. Dar au arătat foarte bine. Dar eu n-am știut că e cu brânză dulce, că mie nu-mi place cu brânză dulce. Și când să mânc, nu, zic, da, ci mânc-o tu. Și m-am luat alta. Nu, și crezi că tu ai supărat pe Daci cu asta, nu? Știu nu? Că nu. Îi place știu. Cu brânză. Păi eu l-a zis. A, dă aici. Cum e? Nu-i problemă. Aici deasupra e dreaptă? Că eu nu văd. Da, e dreaptă. Da? Da. Acolo către tine mai trebuie. Aici? Da, acolo. Acolo mai trebuie să mai nivelez. Noi am ținut și frișca la frigider. Și acum e s-a întărit. Asta este realizarea mea. Eu știu că nu e ornat așa frumos, da? Așa, ce am avut și eu pe acasă. Da, nu e chiar, deci, nu. Acum eu o tai să vedem ce... Să o vedeți înăuntru. Da. Ce am făcut. La ornat nu prea ne pricepem noi așa. Dar bine. Dar nici n-am avut cu ce. Deci n-am mers să iau, să cumpăr ceva. Asta e adevărat. Și dacă nu am avut cu ce, am făcut cum e. Am avut. Dar arată super. Arată. Wow! Arată bine! Mami! Înăuntru-i super! Mami! E papa! Să iau asta de aici din față, știi? Ok. Să pun pe altă farfurie. Și Natalia s-a răcuțat cu noi. Ea să joacă cât timp filmăm noi sau... Ia-i cu minte. Nu-i problemă cu ea. Arată bine înăuntru. Și aceasta este realizarea mea. Într-adevăr, nu arată aspectos așa să fie împănată frumos, că ce-am avut și eu pe acasă, dar de gustoasă, foarte gustoasă. Da. E foarte gustoasă, mai ales asta cu nucă care e cu albuș de ou. Foarte fain, e superbă și crema de ciocolată e foarte bună, că ați văzut pas cu pas cum am făcut. Foarte gustoasă. Numai atâta că nu a ieșit așa cum vreau eu să fie frumos, da? Asta e. Vă doresc numai bine. Încercați că să știți că crema și chiar și blaturile ies bine. Numai atâta că nu-mi place mie cum arată deasupra. Aspectul, da. Aspectul nu-mi place, într-adevăr. Dar ea așa e foarte faină. Super! La revedere!